Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și vreau să vă spun astăzi câteva cuvinte despre conștiință și fericire. Să nu credeți că ar trebui să fim solemni ca să putem medita. De conștiința noastră depinde dacă suntem sau nu suntem cumva fericiți. Atunci când ai o durere, spre exemplu o durere de dinți, te poți gândi că în momentul în care această durere ar dispărea, ai putea fi foarte fericit. Dar adesea nici atunci când nu te dor dinții, nu ești foarte fericit. Fiecare din noi are de fapt o capacitate născută, aceea de a transforma sentimente neutre în sentimente plăcute. Dacă suntem odihniți și relaxați, toate ființele vii din jurul nostru profită de pe urma fericirii și relaxării noastre. Acesta este modul fundamental de a lucra din interiorul nostru către exterior, pentru a induce o mică părticică, o mică contribuție a noastră la pacea în lume. Vă mulțumesc, acesta a fost Minutul de Spiritualitate de astăzi. Vă aștept mâine cu plăcere la următoarea emisiune.